Foarte mult protest culinar împotriva restricțiilor. Un proprietar din București și-a mutat restaurantul afară și a creat un meniu de cazarmă militară. Colega mea, Cristina Anton, este la acest restaurant și ne spune mai multe informații. Te ascultăm, Cristina. Am găsit într-adevăr o formă de protest. Cei de aici, de la restaurant, și-au scos să practic și bucătăria afară. Gătesc aici în semnă de protest, dar o să vorbim mai multe cu fondatorul, cu Radu Ionescu. Bună ziua! Cât mai aveți de gând să stați aici? Și la iarnă? Da, vom sta aici și la iarnă, vom sta aici cât este nevoie pentru a avea vocile auzite și poate pentru a schimba situația. Este o situație dramatică, Horeca moare în timp ce noi stăm aici în stradă și este o industrie foarte fragilă. De aceea trebuie să ne gândim la variante extreme de a ieși în stradă ca semn de protest, însă nu în fața guvernului, ci în fața restaurantelor pentru a schimba ceva. Ce pregătiți acum aici, dacă puteți să ne și arăta? Avem un meniu foarte amplu de cantină, de cazarmă militară. Momentan, pentru prima parte a zilei, am scos lichidele afară, așa că avem un compot de gutuie și un compot de mere aici. Iar timp de 10-11 ore alimentăm această mașinărie cu lemne și cu foc. E fix mașinăria de pe timpuri? Da, exact. Este piesa originală din 1946 și cred că a hrănit foarte multe suflete și le-a adus un pic de consolare și alinare, ceea ce încercăm să facem și noi acum în zilele noastre. Cum s-a schimbat specificul restaurantului? Ce aveați înainte și acum spuneți că ați trecut la meniul acesta de cazarmă? Da, înainte eram un restaurant fine dining. O încercam să oferim o experiență completă oaspeților noștri, o experiență tangibilă, cu visul de a pune România pe harta gastronomică a lumii. Iar acum suntem forțați de împrejurări să ieșim în stradă și să gătim un meniu de cantină, cum am spus și anterior, de la tochituri, ciulama, ostropel, chiftele marinate, ciorbe, supe, lapte de pasăre, gogoși cald, de toate acestea împreună sub aceeași filozofie, lucrând cu producători locali și încercând să ne respectăm oaspeții pe cât se poate, să-i încurajăm să vină să mănânce. Dacă se redeschid restaurantele, veți mai sta aici în continuare? Bineînțeles. Și dacă se vor redeschide restaurantele, această bucătărie de campanie va rămâne un manifest pentru a demonstra contrastul între cele două entități care acum au ajuns să fie în sinergie. Avem nevoie de măsuri extreme pentru a putea să avem visul tangibil în continuare. Mulțumim, așadar, o nouă formă de protest, cei de aici, de la restaurantul de unde ne aflăm, și-au scos, practic, bucătăria afară și pregătesc aici preparatele.